Oltea Zamborii petrece peste 300 de ore lunar în fața calculatorului. Când nu postează texte despre oamenii din jurul ei, realizează campanii online pentru diversi organizatori de evenimente. Participă la festivaluri, iar în schimbul articolelor pe care le încarcă pe internet, primește cazare și mâncare gratuită. Eu zic că merită pentru că eu câștig din blog, dar până să ajung aici au trecut aproape 4 ani totuși. Postările timișorencei valorează lunar între 300 și 1000 de euro. Activitatea online a tinerei este plătită de agenții și instituții pentru că ia forma unei campanii pe internet. Practic, ea vine cu o idee de promovare a unei activități, participă la toate evenimentele și cere în schimb să fie plătită. Lumea trebuie să te cunoască. Dacă oamenii nu asociază o față cu blogul respectiv, dacă nu asociază un comportament cumva offline, e foarte puțin probabil să ajungi să fii cunoscut. Cariera de blogger s-a dezvoltat treptat. La început, Oltea a investit bani în organizarea de conferințe sau workshop-uri, dar și în sisteme online de monitorizare a presei. Acum însă se bucură de faptul că instituțiile o plătesc pentru pachetele de promovare online pe care le realizează. În tot acest timp, alți învățăcei caută să-i calce pe urme. Blogurile voastre personale le creăm pe blogul.lu, care este, cum vă povestea și Dan, o platformă gratuită de blogging, dezvoltată chiar aici în Timișoara. 10 de tineri participă la workshopul Școala de Blog pentru a îngroșa pătura celor peste 8500 de blogări timișoreni. Lucrez în PR și este bine să cunoști cât mai multe lucruri despre rețelele de socializare. Și chestiunile tehnice mi-au cam dat bătaie de cap, că am încercat să învăț pe cont propriu. Am venit să învăț cum să fac un blog, pentru că îmi place foarte mult să scriu și am nevoie de asta în dezvoltarea mea personală. Vreau să-mi creez legături cu alți blogger, cu alți oameni. Mă ajută blogul să-mi fac un fel de portofoliu și poate să mă și angajez. Pot să câștige din asta notorietate. Pot să câștige experiență. Într-adevăr, da, pot să câștige și bani. Avem absolvenții școlii de blog, care în momentul ăsta sunt blogger de companie și câștigă bani din blog. În acest moment, peste 170 de blogger timișoreni încearcă să atingă performanța Oltei Zamborii, de a se întreține doar din munca online.